Și așa. În rest, ăsta ți este sistemul de comunicații. Bun, ia. Hai să vedem dacă are și baterie. Are. Deci astea sunt de aruncat? Nu, sunt de pus în cutie. Deblochează, te rog frumos, și instalează cardul. Zi-mi exact tot ce poți să faci cu acest comunicator. Poți să-l folosești ca și comunicație între motocicliști și are o funcție foarte mișto care se cheamă mesh. Și dacă vă conectați mai mulți, așa, e un semnal săritor de la unul la altul și îți crește foarte mult distanța între comunicații, adică primul cu ultimul, da, nu mai trebuie să fie. Ce tare, ești nebun. Ca la routerele Wi-Fi. Gen. Aproximativ. Gen, ok. Dar cum e trebuie... mesh-ul de Wi-Fi, cam așa funcționează și mesh-ul ăsta. Dar toți trebuie să aibă cardo. Nu, trebuie să aibă, merge și cardo cu Sena sau cu alte branduri, doar okay. Că trebuie să aibă variante cu funcția de mesh. Sau dacă nu, merge cardo cu altele prin Bluetooth. Mesh-ul funcționează printr-un fel de Wi-Fi, prin Bluetooth e range-ul foarte limitat. Poți să asculți muzică, poți să vorbești la telefon, poți să peruiești două cu același sistem, astfel încât amândoi să asculte aceeași muzică, gen rider și pasager, dar nu e în cazul tău.